Mergem acum într-un restaurant american care se mândrește nu doar cu felurile de mâncare, cât mai ales cu modul în care a ales să-și primească clienții, într-o liniște totală. În localul din New York se mănâncă excelent, dar nu se vorbește în timpul mesei deloc. Proprietarul spune că în acest mod oamenii vor savura cu adevărat mâncarea și vor învăța să comunice din priviri cu cei cu care împart masa. Omul a trăit o vreme în India, într-un templu budist, unde micul dejun se servea într-o liniște deplină. De acolo și această idee.